băiat matur are mama. Ah, băiatul meu, nu-mi place zău, să te ofensez, chiar pot să jur, crede-mă că eu mă transfer. Așa, Nelo, bună ziua și bine te-am găsit! Știi cine suntem noi? Noi suntem compania Flori cu Surprize, cei care aduc bucurie în casele voastre, căci astăzi se împlinește o vârstă frumoasă de 12 ani, așa? Așa, și uite, cu această ocazie, adică cineva prin intermediul nostru ți-a făcut o surpriză. Dar îți dai seama de unii? Nu? Bine, hai să mai întâi să țin mâna acest cofileț cu dulciuri și aceste balone așa ca să simți de atmosfera de sărbătoare. Aici ai așa o torte, da? Cu chipul lui Spider-Man, da? Este pentru tine ca să-ți îndulcească sufletul și pe cei care sunt înconjoare în această zi, da? Hai să o pun aici, așa. Și sigur că vreau să întreb, cine e bunicuța ta? Cum îi spune? Gaia. Doamna Galina, vreau să fiți bunicuța care aveți grijă de acest copilaș, da? Veniți, vă rog, mai aproape de nepoțelul dumneavoastră. Așa, veniți aici. Nu trebuie. Doamna Galina, acest buchet de flori sunt pentru dumneavoastră. În semn de recunoștință că aveți grijă de acest copilaș, că ți-i dați educație așa cum i-a dat și cum i-a dat și fiicii dumneavoastră, da? Adică surpriza vine din partea... Cui? Cine este de parte? Toate! Exact, este din partea mamei, care cu mult regret îți cere mii de scuze că n-a putut să fie la această aniversare frumoasă, dar să știi că cu gândul și cu inima este mereu lângă tine și îți duce dorul și a vrut să te surprindă și în această zi. Și vreau să citesc câteva cuvinte care m-a rugat să le recit pentru tine. Astăzi e ziua ta, copilul meu, și mă rog lui Dumnezeu să fii sănătos, să fii fericit, să iubești, să fii iubit. Te privesc cu drag cât ai crescut. Azi împlinești frumoasa vârstă de 12 ani. Să-ți fie de bine, puiul meu, și la mulți ani. Spune mulțumesc. Da, uite, poți să-i transmiți mamei chiar un mic mesaj, un semn de mulțumire. Ce îi spui? Spune. Ai emoții, da? Hai, spune. Okay. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, dragă mamă, că... Mi-ai făcut această surpriză frumoasă. Mi-ai făcut această surpriză frumoasă. Așa. Și mult sănătate. Și mult sănătate. Să mai poți să mă crezi. Hai spuneți dumneavoastră, doamnă Galina, de sunteți mai altă fel. Îi doresc mult sănătate. Să o păzească Dumnezeu și sănătoasă, să fie sănătoasă acasă și să aibă grijă de băiat mai departe. Să poarte cu grijă și pe dânsul și e și sănătoși. Multă sănătate, fericire și voie bună. A crescut, nu ți-ai dat seama, sigur pentru a avea de la cine învăța, că e un suflet iubitor și mereu de ajutor. Ce băiat deștept are mama, cine învăța, că e un suflet iubitor și mereu de ajutor. Ce băiat matur are mama.